din afara țării. Deci, cetățenii noștri din străinătate au trei opțiuni de vot. Una, să voteze prin corespondență. A doua, să voteze, să li se facă o secție de votare la cel puțin 100 de cetățeni înscriși în registru electoral. Și a treia opțiune, dacă nu se înscriu în registru electoral, să voteze la ambasade, institutele culturale și misiunile diplomatice ale României.